Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi. Bine te-am găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Aș dori să începem cu câteva informații legate de evaluarea națională despre, eu știu, primele probe la BAC. Care ar fi opinia ta, o radiografie a ceea ce s-a întâmplat, declarații, BAC au fost examene grele, ba ușoare, profesori, elevi, absolvenți, la grămadă. Stai cum mai am meci de cap. O să mi-e somn că m-am culcat târziu azi noapte după meci. Ai fi dorit să începem cu meciul? Da. Ajungem și mai încolo și la meciuri. Nu, dacă nu putem vorbi despre România, nu are sens. Vorbim și despre România, putem vorbi, deci nu putem vorbi. Da, te rog. Bun, hai să începem cu bacalaureatul. Deci azi e marți, ieri a fost prima probă. Da. Din câte am văzut, acum știi cum, noi apreciăm într-un fel, evident elevii apreciază în altfel, da. Deci am văzut declarații mai multor elevi la diverse posturi de televiziune, apreciau subiectele ca fiind ușoare, ca fiind accesibile. Da. Evident, mulți au fost surprinși de faptul că s-a dat unul dintre puncte, cel 3 cu novela respectivă caracterizarea unui personaj, a fost la fel ca la simulare. În mod normal, o astfel de situație ar trebui să ajute candidatul. Da. Pentru că s-a dat la simulare, dacă n-ai știut, te pui la punct. Dar probabil există și ideea asta în subconștient. Bă, dacă s-a dat la simulare, nu se mai dă la... Clar. La deci am înțeles că a fost la fel, n-a fost la fel? Da. Da, au fost o întâmplare. Și mă gândesc, dacă da la simulare, nu mai dă la examen. Uite că s-a dat. Deci, cred că acest punct a fost dat tocmai pentru a ajuta elevii. Acum, o să vedem notele, o să vedem. Pe mine m-a intrigat examenul de la capacitate. Capacitate. În primul rând că e pentru prima oară când se dă după sistemul PISA, unde contează mai mult nu memorarea, ci analiza și interpretarea informațiilor. Și, bun, la română a fost cum a fost, la matematică, ai văzut subiectele? Sincer, fugitiv, așa n-am stat. Vedem. Te rog, hai. M-am uitat pe subiecte atent, mai ales că, de fapt, m-am uitat pe subiecte după ce am văzut primele două puncte. Asta este mai peste toate, pentru că primul, erau mai multe, subiectul 1, 2, 3, 4, parcă ceva de genul, nu știu dacă 4 sau 3. Primele puncte de la primul subiect care așa, erau de clasa 3-a, 4-a. Mm-hmm. Știi, și am zis, hai să vedem. Ai devenit curios, nu? Da, am devenit curios. Mi s-a părut ușor la matematică. Existau două exerciții, unul de 3 puncte, unul de 5 puncte, deci în total 8 puncte din 100, da? Puțin mai dificile. Unul era cu funcții care niciodată mi-au plăcut funcțiile, dar de câte am vorbit cu elevi care trecuase, au zis că nu era greu să făcea la școală genul ăsta de exerciții. Mi s-a părut ușor. Am rămas foarte surprins când în jurul meu cunoștințe care aveau copii au spus că a fost foarte greu. Da. Unii mi-a spus că, cineva mi-a spus că a fost un subiect de olimpiadă, unul dintre exerciții. Spunea cineva că vorbise cu profesorul care de la școală, așa, care a spus iar foarte greu. Bun, am sunat din curiozitate. Un profesor? Profesională, cum vrei să zici. Un profesor în care am mare încredere, pentru că mi-a dovedit de-a lungul timpului că ceea ce a spus a fost exact. L-am sunat pentru mine, pentru formarea mea. L-am întrebat cum a fost, cum mi s-a părut examenul. Bun, el mi-a spus că n-a fost ușor, nici pe departe greu. Asta că orice elev mediu, dar puțin conștiincios, pentru că se apropie capacitatea, deci un elev examen, mediu, poate să ia lejer 9-20. Adică e vorba de cele două puncte care spuneam, cel de 3 puncte și de 5 puncte, 8 puncte dintr-o 100, rămân 92.
Deci un elev mediu care e puțin conștient, adică mai citește puțin, poate să ia 9-20. Da. Da? Cele două exerciții, probabil, făceau, au fost date ca să facă diferența. Da. Mai departe mi-a spus că nu există să nu iei 7. E vorba de primele subiecte alea care ți-am zis, da, câteva, da, erau, da, de clasa a 3-a, a 4-a, deci fără exagerare. Da. Care e diferența între minus sau câte puncte cum sunt între minus, da, 3 și 5, cam, da, la asta, da, se, da, reduce, știi? Asta că nu există să nu iei 7, deci 7 poate lua și așa. Dar la fel înseamnă cele două exerciții care sunt bune, le considerați. Undeva fel, trebuie să se producă. Dar spun, nu erau ieși din comun. De, se puteau, da, face, evident, nu era ceva, nu s-a făcut la clasă, dar deci un elev mediu trebuie să ia 9-20. Zic, am rămas surprins când am văzut atunci, sau mă rog, părerea multor elevi și bineînțeles a părinților, că a fost foarte greu. Bun, este posibil, într-adevăr, fiind în fața... Poate le-a lipsit exercițiul, eu știu, acasă. Da, e posibil timp, ce, da, asta, dar zic, fiind în fața foii și văzând niște subiecte banale, să te pierzi, să te gândești că ceva nu e în regulă. Da. Există un substrat, dar există o capcană. Da. Foarte posibil și asta. Și să greșești, știi? Dar după ce ai dat, mă rog, poate ai făcut niște erori tocmai din acest motiv, că te gândești că undeva în spate e ceva, că, da, e prea banal să fie așa, ajungi acasă, te liniștești, te calmezi și vezi că subiectele, da, au fost ușoare. Da. De asta poți să accept că după ce ai ieșit din examen, copiii au zis, poate, unii au zis, da, din diverse motive, a fost prima impresie. Prima impresie, sau i-a șocat că erau așa banale și, da, s-au pierdut sau ceva de genul, dar după ce au ajuns acasă și s-au uitat din nou, să spună că într-adevăr au fost ușoare. Da? Poate, eu știu, au fost demobilizați, atenția poate le-a mai scăzut și apoi... Da, aia, prima dată, știi cum, îți dă o întrebare, era, știi cum, o fată, omor, Maria a măsurat temperatura la ora 8 dimineața, sau ceva de genul, erau minus 3 grade, Irina a măsurat la ora 12, erau 5 grade, mm-hmm, da? Mm-hmm. Câte grade sunt între momentul în care a măsurat Maria și cel în care a măsurat Irina, sau parcă așa, da, am zis, nu? Da, da. Și dădea A, B, C. Da. Da? Trebuia să încercuiești. Adică aveai și un element de control. Da? Da. Bun. Minus 3, 5, 8 grade. Deci 8 e diferență. Da? Te uitai. Dacă... Deci aveai și un element ajutător. Da. Bun. Acum, bine, nu s-au terminat. Bacalaureat încă. Bun, acum, noi, da, ca să facem precizarea, noi înregistrăm emisiunea acum dimineață, la ora care va fi, da, difuzată. Se vor fi afișate deja rezultatele. Sincer, sunt foarte curios. Eu când am avut subiectele am zis că, da, jumătate dintre elevi vor lua 10. Acum mai greu. Nu știu, da, să vedem. Sunt foarte curios. Bun, au fost declarații prăpăstioase pe tot timpul pandemiei. Continuă la fel că această generație a fost înnebunită de modul în care autoritățile au reușit să organizeze școala online și așa mai departe. Mai mult să nu organizeze și așa. Cam care ar fi? Sau trebuie de așteptat de văzut rezultatele și apoi putem trage o linie să vedem cât de tare e afectat. Adică să demobilizăm acum noi pentru că a fost și este această criză sanitară și nu mai trebuie să căutăm soluții. Nu trebuie. Nu, în primul rând să căutăm. Să ne repliem. În primul rând trebuie să căutăm soluții pentru a fi pregătiți... indiferent de ce se va întâmpla, da, în viitor. Doamne ferește, nouă pandemie. Toate că suntem conștienți că așa se face școala, dar față în față. Da. Este recomandat. Anul trecut, spre exemplu, la examen de capacitate, nu s-a dat geometria în spațiu. Da. Dacă era unul dintre elementele care iar făceau diferență. Diferența, acolo, dar nu, da, s-a dat, au fost note mari, iar mulți foarte încântați, note mari, dar a lipsit geometria în spațiu care, repet, da, ai spus, făcea diferență. Anul ăsta, bun, a fost primul semestru 100% online, da? Da. Din al doilea semestru am început, nu chiar de la început, dar, mă rog, o bună parte din al doilea semestru a fost fizic. Da. Se poate învăța și online, se poate învăța, da, și fizic. Dar evident nu că se compară, este perfectibil. Da, sistemul este perfectibil, nu se compară evident interacțiunea fizică și învățământul fizic cu cel online. Da. Da? Dar mai ales e necesar în sistemul gimnazial, ca să spun. Da, mai ales în sistemul gimnazial. Dar vorbim acum de elevi care, bun, într-adevăr,
Anul trecut, elevii care au dat anul acesta capacitate, deci anul trecut fiind în clasa 7, au fost aproape până la întreg online. Da? Au fost evident afectați. Da, da? Da. Deci ei totuși, vrem, nu vrem, au un anumit handicap. Da? Da. Dar eu zic că se poate, cu, într-adevăr, un efort mai mare. Un efort mai mare, dar dacă există dorință și așa, se poate învăța și online. Repet, un efort mai mare care e generat tocmai de lipsa aceasta interacțiune și greu să faci orele online și să interacționezi cu profesorii, cu colegii. Pe de altă parte, sunt elevi, sunt pedagogi, profesori care susțin această idee. Dom'le, copilul, dacă e atent în clasă, e atent și în fața computerului și în online. Asta e adevărat. Asta e adevărat, că până la urmă profesorul acolo îți predă online, dacă vrei într-adevăr să fii atent, poți să înveți. Da. Da? Aveți, na. Mergem spre acest sistem până la urmă. Deci eu sper să nu. Știi, acum ce am ne-a ajutat pandemia, pentru că hai să fim serioși. Asta, WhatsApp-ul, spre exemplu. WhatsApp-ul există de o grămadă de vreme. De, acum. Dar grupurile astea pe WhatsApp, te întreb de ce le-am făcut acum de pe în pandemie, că erau foarte rare. Da, știi? Corect. Da. După aceea, iar să discuți prin sistemul online, să discuți cu grupuri, da? Da, da, da. Iar să putea să realizeze emisiuni. Da, să putea face iar de acum ani buni. Da, da. Da. Pentru că Skype-ul exista de multă vreme, da? Bine, Google Meet-ul ăsta s-a mai modernizat, dar uite, vorbim Skype, da? Se putea face online, da? Aveai un invitat, nu poți să vin la ora aia, poți intra pe Skype. Nici nu exista așa cum, adică să intri pe Skype. Se intra pe telefon. Da, se intre prin telefon video, știi? Da, da. Era ceva de neconceput și acum a intrat în normalitate. Evident că această parte a pandemiei ne va ajuta în viitor, de va fi folos, pentru că nu, cum să zic eu, reprezintă un avantaj. Dar vrei să te întâlnești cu, chiar acum, în vacanță, mai sunt elevi care au tot felul de activități, da? Te întâlnești cu profesorul, nu mai mergi la școală sau cu 2-3 în diverse zone, hai, intrăm pe Meet, discutăm imediat. Da. Da, deci sunt niște avantaje, da? Evident, nu vreau să fie perpetuate aceste întâlniri în mediul online, în detrimentul întâlnirilor fizice. Da. Rămânem în zona învățământului, se discută acum în această perioadă și cam așa se întâmplă de fiecare dată. În perioada examenelor suntem într-un sistem de evaluări, de cântărim profesorii, cântărim elevii, cântărim subiectele. Un titlu din presa națională, ministrul Sorin Câmpeanu vrea ca anul școlar să fie mai lung. Declară domnia sa, cu siguranță vacanța de vară ar trebui să fie mai scurtă. Se discută și despre o nouă lege a educației naționale. Discutăm, dar nu știu, parcă nu există voință, inițiativă. Ca să nu mai zicem că nici 6% n-am rezolvat, da, din PIB să aducăm. Bă, nu știu ce să zic, am văzut ministrul Câmpeanu... Că trebuie să recuperăm, că iarăși ne raportăm la sistemele din Occident. Da, e foarte bine că ne raportăm la sistemele din Occident, dintr-un punct de vedere. Da. Dar dădea exemplu ministrul Câmpeanu, exemplu Germaniei, parcă, unde spunea câte ore sunt, au parcă mai mult cu vreo lună sau două chiar de școală față de noi. Ok. Dar și curicula să vedem, da. Bun, vorbim deci de curicula, vorbim și de condiții. În multe țări occidentale, elevii merg acasă și nu au teme. Da, și dacă ar răsfoi, nu numai, dar în județul Suceava, monitorul de Suceava ar găsi reportaje cu copii mici de clasa a doua, a treia, care și iarna făceau kilometri întregi pe jos până la școală. Da, asta spuneam, vorbim de condiții. Da. Ziceam că în multe țări occidentale elevii nu au teme acasă. Da. Totul se face la școală. Adevărat, stau mai mult, nu stau 4 ore, unii stau 6-8 ore la școală. Nu se duc în două schimburi, nu se duc noaptea în cap, nu pleacă la ora 6 dimineața ca și cum ai merge la uzină. Da, corect. Uite, câte școli și licee în municipiul Suceava învață în două schimburi. Da, da, unele chiar în trei. Trei. Se poate cu siguranță vorbi despre asta. Nu vreau să intru în amănunte pentru că nu mă pricep. Dar înainte deci de a condiții. Vorbi de o schimbare, trebuie făcute condiții. Specificul care este aici, la noi.
Asta cu specificul, crezi că păi eu o las guvernanții, oricare fie ei, o las mereu la urmă, cu specificul. Da, la prima dată, bă, uite cum e la ceilalți. Da? Da. Așa e bine că la... dar cu specificul și ai o știre acolo care ne arată mai încolo cu intenția de vot, care ne arată specificul. Da. Da? Probabil ajungem și la astăzi. Ajungem. Da, unde rămăsesem? S-am scos obosit la despre condiții, că ne-am raportat la ne raportăm mereu, așa, stăm, facem, iar facem analize, venim cu idei. Acum ați discutat, ai văzut, de legea educației sexuale în școală. Da, iată. Nu spun părerea mea, pot fi subiectiv, am să spun părerea unui lider de sindical, am auzit zilele trecute la post de radio, un lider de sindicat din învățământ, care spunea că are o fată, parcă are 15 sau 16 ani fata a lui acum, dar spunea că când avea 13 ani, s-au făcut la prin intermediul școlii, a făcut o fundație, niște cursuri de educație sexuală și a lăsat copilul să meargă cu acordul părinților, a dat, s-a interesat. Așa. Bun. Și el explica. De ce am făcut introducerea asta? Pentru că el explica că nu este de acord cu așa ceva. Da? Cel puțin în modul în care a prezentat ministrul Câmpeanu, sau mă rog, ministrul și USR-ul, că de la ei a pornit. Da. Vor să duc educația sexuală din clasa 5-a până între a 12-a, da? Da? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 ani. Parcă e un... 8 ani, 30 ceva de săptămâni, da? 34. Deci avem 200 și ceva de ore, aia spunea și la 200 și ceva de ore de educație sexuală. Ce poți să ce prezinți? Ce vorbești tu? Poate domnii de la USR Plus poți să vorbească în 200 de ore despre educație sexuală. Da. Da, noi nu suntem în stare. Dar spunea că e enorm, da? Domnul liderul sindicat spunea, spre exemplu, că ar trebui, din experiența lui, făcut un modul. Corect, da? Un modul pe acest subiect, da? Da, în care să discuți despre educația sexuală, da? Nu o materie care să o introduci. Poți discuta și la ora de dirigenție, să revenim la ora. Da, bun, la ora de dirigenție, corect. Da. Dar dincolo de asta, cu biologie, poftim. Un alt aspect important, pur introducem de mâine, noi nu avem specialiști să spune că... Iar ajungem la comunicare, că aici e un subiect sensibil. Ajunge, predai această materie, introduce această materie pentru a preveni sarcini nedorite și așa mai departe, da? Dar trebuie să ai specialiști care să-ți prezinte această materie așa cum trebuie. Da? Iar asta, repet, nu o spun eu, o spun tot cei specializați în învățământ, care cunosc foarte bine fenomenul, au văzut iar medici care aveau aceeași părere. Da? Deci în momentul în care introduci o materie nouă, cum ar fi educația sexuală sau, bun, educație sanitară, s-au chinuit foarte mult să schimbe numele. Educație sanitară, educație... De parcă așa era de greu. Da. Pune educație sanitară, ce așa... În fine... și au concluzionat, marea majoritate a concluzionat că, într-adevăr, avem nevoie de specialiști pentru a preda această materie. Atunci, în mod normal, ar trebui să lași 4, 5, 6 ani să formezi niște specialiști, da? În niște facultăți de profil și după aceea să introduci materia. Toate astea trebuie să le faci din timp, pregătite, nu așa. Dăm o lege de anul viitor, școlar, avem educație sexuală din clasa 5 până între 8, 200 și ceva de ore. Ne-am întâlnit în târg, am negociat, am gândit. Am gândit și vedem. Sau punem... sub caniculă, da. Ce profesori hai, vor, pus dispuși, știu, hai. Nu, trebuie să luăm publicitate. Da, atunci, haideți să luăm publicitate. Revenim, doamnelor și domnilor, imediat.